Bună ziua, vă rog și mulțumesc. Sunt cuvinte magice și totodată reprezintă esența customer service-ului. Eu sunt Carmina și îți urez bun venit la o nouă ediție Tourism Market Insider. Astăzi vorbim despre importanța customer service-ului în turism. Se spune că în turism noi vindem vise și așa și este, pentru că avem privilegiul de a intra în contact cu clientul nostru într-una din cele mai importante și fericite perioade de peste an pentru acel client, în perioada în care el își planifică concediul. Ei bine, treaba noastră în turism este să avem turiști fericiți, iar pentru a face acest lucru trebuie să învățăm să avem grijă de ei și totodată să învățăm care este cu adevărat valoarea calității servirii. De aici vine și conceptul de customer service, care nu este altceva decât o gamă largă de activități menite să asigure bună administrare a serviciilor oferite clienților și să satisfacă nevoile și dorințele acestora în cel mai eficient mod cu putință. Customer service-ul corect implementat începe practic de la primul contact pe care l-ai cu clientul și nu se termină niciodată. De ce spun asta? Pentru că atunci când ai un prim contact cu clientul, contează întotdeauna prima impresie. Poate acel contact este față în față, poate este la telefon, poate pe e-mail, poate pe Messenger sau prin altă metodă. Ei bine, de acolo clientul pornește cu încrederea pe care ți-o acordă ție compania de turism. Și tot de acolo pornește și avântul pe care acesta îl are să continue să apeleze la serviciile tale. Totodată spun că implementarea customer service-ului nu se termină niciodată, pentru că odată ce clientul a fost mulțumit și a revenit la tine, companie de turism, să-și ceară în continuare serviciile, înseamnă că acest client îți devine fidel, iar tu vei avea de făcut customer service în continuare permanent cu acest client. În continuare îți voi spune 8 lucruri care definesc serviciul de calitate. Primul este orientarea către client a companiei. Al doilea este existența unui departament de customer service și a unor proceduri de lucru bine stabilite în companie. Evident că dacă compania este una foarte mică și are, să spunem, sub 10 angajați, nu va exista un departament de customer service, însă poate exista o persoană care să se ocupe de acest lucru, practic o persoană dedicată customer service-ului în companie. Cel de-al treilea lucru este pregătirea tuturor angajaților în direcția orientării către client. Iar aici trebuie să luăm în calcul chiar toți angajații, pentru că este vorba de mentalitatea companiei care este transmisă mai departe angajaților. În al patrulea rând este pregătirea permanentă a oamenilor de vânzări și a tuturor celor care au legătură directă cu clientul final în a servi servicii ireproșabile. Cel de-al cincelea lucru este oferirea, într-adevăr, a serviciilor ireproșabile și urmărirea satisfacției clientului. Cel de-al șaselea lucru este încurajarea clientului în a ne da feedback permanent și în a ne informa atunci când ceva nu funcționează. Vreau să mă opresc un pic la acest aspect, pentru că sunt foarte multe companii care nu fac acest pas. E bine, este vital să ții legătura permanent cu clientul tău, face parte într-adevăr și dintr-o procedură corect implementată de customer service. Însă, cu ce te ajută dacă ții legătura cu acest client permanent? În primul rând, afli și lucruri bune, dar afli și lucruri care nu funcționează întotdeauna așa cum știi tu că trebuie să funcționeze. Așa că dacă clientul tău ajunge să aibă încredere în tine și să-ți spună ori de câte ori ceva a fost bine sau nu a fost bine, te vei apropia și mai mult de acel client și o să-l câștigi pe termen lung. Pe de altă parte, în momentul în care poate vom avea reclamații sau sugestii de îmbunătățire a unor lucruri, trebuie să le primim cu brațele deschise, pentru că este clar că acel client dorește și el serviciile noastre în continuare, dar dorește să ne spună că ceva nu a funcționat și speră ca acel lucru să se remedieze. Cel de-al șaptelea pas este gestionarea corectă a situațiilor de urgență și a reclamațiilor. Ei bine, atunci când încurajăm clienții să ne dea feedback permanent, este mult mai ușor pentru noi în a ajunge să aflăm ceea ce nu funcționează la o destinație sau în cadrul unui hotel și să putem rezolva în timp util pentru clientul nostru acea situație. Cel de-al optulea lucru în lista noastră de astăzi este fidelizarea clienților. Până la urmă, rostul customer service-ului este a duce la fidelizarea clienților și practic în a ne genera business
pentru o perioadă mai lungă de timp. Ca și concluzie, vreau doar să spun că un serviciu excelent nu înseamnă un serviciu perfect, ci mai degrabă, serviciul excelent reprezintă promisiunea față de clientul tău că orice s-ar întâmpla, tu vei fi alături de el și veți rezolva acea situație împreună. Eu îți mulțumesc și ne vedem data viitoare la o nouă ediție Tourism Market Insider.